Cea de 11-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare debutează luni seara cu piesa Poveștile Africane ale lui Shakespeare, prezentată de Teatrul Nou din Varșovia. Este unul dintre cele mai importante spectacole ale lui Krzysztof Warlikowski, regizor de teatru aclamat la nivel mondial și cunoscut pentru interpretarea modernă a textelor tradiționale. Krzysztof Warlikowski de altfel va și primi premiul internațional Shakespeare atribuit de un juriu condus de profesorul George Banu și acordat la această ediție de Institutul Cultural Român. Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare se va desfășura la Craiova de pe 23 aprilie până pe 6 mai, sub genericul Planeta Shakespeare. Trupe din Polonia, Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, România, Belgia, Franța, Japonia, Australia, Canada și Statele Unite ale Americii vor urca pe scena Teatrului Național Marin Sorescu. La ediția din acest an vor fi 7 locații de desfășurare a spectacolelor, în cele 2 săli ale Teatrului Național Marin Sorescu, la Teatrul Colibri, în Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, dar și în spații publice. O ediție plină de spectacole interesante, bineînțeles că sunt și mari montări, ca de fiecare dată, care nu pot fi prezentate decât pe scena mare a Teatrului Național Craiova. În primul rând, spectacole, să spun, coperțile festivalului. Festivalul Internațional Shakespeare a debutat la Craiova în 1994 și a fost inițiat de Fundația Shakespeare, avându-l ca director fondator pe Emil Boroghine, după modelul marilor festivaluri internaționale, precum cele din Edinburgh, Tokyo, Ierusalim sau Montreal.